Inaugurată joi la Muzeul Țăranului Român, Galeria Roz este o expoziție colectivă care aduce pe simeze convenționale noul ritm al artei contemporane creat de tehnologie, concepută ca un dialog autentic între un spațiu natural inedit și o intervenție artistică. Galeria Roz ne amintește încă o dată de versul shakespearian: lumea întreagă e o scenă și toți oamenii sunt actori. Dezvoltarea tehnologiei poate oferi inclusiv noi căi de exprimare în arta contemporană, poate deschide noi orizonturi ale compoziției plastice. Planurile vizuale verticale active permit generarea unor ritmuri care incită percepția emoțională a privitorului. Galeria Roz creează un spațiu alternativ pentru arta contemporană. Am găsit o modalitate de ieșire din cotidian și din convențiile expunerii, acel binecunoscut White Cube. Noi am căutat o ieșire din acest tip de spațiu și am mers către natură, dar o natură sălbatică, nealterată, expresivă. Un asemenea spațiu, când mergi în el, te provoacă la un dialog de mare sinceritate. Galeria Roz este o structură mobilă de 5 metri în diametru și 2 metri și 25 de centimetri în înălțime, însoțită de o serie de fotografii care prezintă imagini eveniment ale explorărilor artistice. Iar ambianța sonoră din fundal este menită să atragă vizitatorul inclusiv către sala de proiecție, unde va revedea exponatele în conceptul artistului, duse pe simezele marii galerii a naturii. Genul artistic al filmului surprinde cel mai bine ceea ce noi dorim să transmitem publicului. Rozul este o culoare pe care am ales-o dintr-un punct de vedere, și anume este de fapt vorba de roșu deschis. Roșu deschis este o, cum i-am spus noi, o înmuiere a unei energii greu de suportat. Roșu în general exprimă vitalitate, exprimă o anumită forță greu de suportat, și atunci nu întâmplător a fost și fost folosit pe steagurile revoluțiilor și, în general, momentele astea de mare înflăcărare. Și atunci rozul este un rezultat mai atrăgător, mai dulceag. Marea poveste acestui parcurs, care nu este un parcurs clar de la un punctul A la punctul B, este, de fapt, această aventură a fiecăruia dintre noi prin viață. Și noi ne luptăm cu acest simbol, care poate fi un monstru, nu este un monstru recognoscibil, nu este un animal pe care îl putem numi într-un fel sau altul prins de vânător. El este ființa noastră interioară, cu care noi avem un dialog permanent pe tot parcursul vieții. Galeria Roz poate fi percepută și ca o incitare la ieșirea din zona personală de confort, o invitație la explorare și, de ce nu, chiar la introspecție. Un proiect de artă contemporană care propune o reconfigurare a relației om-natură. Expoziția colectivă a artiștilor Andrei Ciubotaru, Cristian Lolea, Lucian Iordan și Cătălin Udrea rămâne deschisă până în data de 7 aprilie la sala Tancred Bănățeanu de la Muzeul Țăranului Român din București.